găsit la un episod din Minecraft Slayer. În acest episod o să continuăm de unde am rămas în căsuța noastră foarte frumoasă, ca fel la cum vreau să îi spuneți. Haideți să și dormim. E prima dată când dormim și noi în pătuțul nostru nou. Dar înainte să continuăm, aș aprecia dacă ați apăsat butonașul de like și de subscribe, pentru că vă ajută canalul foarte mult. Și haideți să începem. Deci ce mă gândeam să facem în acest episod? În ultimul episod am dat de diamante în mina noastră de acolo de jos și parcă mi-au mai rămas câteva diamante. Oh, bani, erau numai 3, dar este ok, avem diamond pickaxe acum, o să-l păstăm deocamdată. Dar deocamdată diamantele nu ne mai interesează, ci aș vrea să ne facem o fermă de wheat. Stai puțin, de ce se întâmplă mereu asta? De ce puțin? De ce? Și asta, de ce? De ce? Ok, continuând. Din acolo nu e insuliță, dar mai întâi, înainte de toate, trebuie să ne facem ferma de wheat. Așa că ne trebuie câteva seed. Ok, o să-l ignor. Vreau să zic că o să te ignor, dar văd că nu prea vrei să te ignor, așa că a trebuit să... No, de ce? God damn it. Ok. Ok, și ceva, hai să-l rezolvăm pe băiatul ăsta. Și pe ăsta. Așa, acum putem continua. Nu prea avem gres pe aici, așa că dacă avem câteva seeduri, este chiar foarte, foarte bine. De aici e ceva seed. Aici mă gândeam să fac un mic portuleț, nu știu, o să vedem pe parcurs. Deocamdată suntem de bea în ziua 7-a. Deja avem diamante, ceea ce este foarte, foarte bine. Ia să mai vedem, mai luăm puțin de pe aici. Am văzut că în ultimele episoade nu s-a auzit mai ca să deloc și acum văd asta și am dat puțin desktop aud. Ok, am dat puțin desktop audio mai tare, era jos de tot. Avem 3 siguri, ceea ce este bine, pentru că putem să facem un umbre și din sigurile astea este posibil să mai primim siguri în plus, că mi se întâmplă de foarte, foarte multe ori și chiar normal se întâmplă asta. Să ne luăm hole. De acum, ca să știți, eu editez cu Filmora, îmi place foarte, foarte mult. Și de acum încolo o să editez, mai avem niște siguri acolo, o să editez numai cu Filmora, pentru că e foarte bun și nu trebuie mai mult decât. Ce ziceam? Așa. Ne trebuie 9. O să fac undeva pe aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deocamdată nu o să punem apă, pentru că nu este nevoie încă. Și pentru că avem micuțul nostru. Așa, și ne ducem acum să luăm niște apă. Sperăm că el n-a sărit din micuța lui Băltu, că nu, Nemo, așa, l-am luat înapoi, perfect. Acum că am pus, până la urmă am pus apa, haideți să continuăm. Acum că am construit ferma, dacă tot este, stat să fac și un thumbnail. Ok, revenim. Să ne luăm și noi mașum stiu așa de dimineață și să mergem puțin în explorare, uite, avem bărcuța aici. Și vreau să merg acolo, dar o să mai merg puțin să mai iau încă două mushroom stew-uri. Și să, de fapt, mă duc să iau toate bowl-urile să le umplu. Mai bine așa. Ca să avem mâncare la noi și în bază și la noi, ca în caz de ceva să nu murim de foame, poate suntem într-un cave sau ceva. Ok. Oh, God, de cine o să abarcă acolo? Și dacă toate se poate să mergem și acolo jos, pentru că nu că e mina aia nouă, ci e aia cu ametist și nu știu, mă gândesc că o să facem ceva acolo. Dar probabil titlul ăsta, videoclipul, o să fie pur și simplu cum stau alea acolo, le-am lăsat acolo, o să le dau jos la un moment dat.
Titlul o să fie Aventură prin lumea noastră sau ceva genul, o să văd eu. Nu prea am fost pe acolo, dar am fost pe acum câteva de clipuri, dar nu foarte, foarte mult. Aș vrea să merg acolo. Nu trebuie numai o văcuță. Ok, avem foarte, oh, gata, avem foarte multă mâncare. Ok, avem mâncare pentru câteva, vreo 3-4 zile, zic. Dar hai să vedem și ce e în cave-ul ăsta sau mini cave-ul ăsta, dar nu e nimic, la asta mă gândeam și eu. Nu știu ce mi se mișcă în lag, pentru că de obicei nu mi se mișcă așa, dar o să dau graficele mai mici în Shadow Soft. Oh, gata, știi, dar eu nu înțeleg de ce mi dă pe atâta. Da, acum se mișcă mai bine de... Oh, da, bine. E din cauza că dau render distance foarte mare, dar nu știu de ce, dar 22 cred că e ar fi suficient. E că vedem destul de repede, și oricum render distance-ul e doar ca să vezi mai departe, nu te ajută cu altceva, cred eu. O să ne întoarcem acasă acum. Probabil episodul ăsta să fie mai scurt, adică în vreo 6 minute să închidem. Nu știu ce vă zic casa, dar ca să știți și voi. Dar o să mai apară un episod vineri, care cred că o să fie cu un custom map, văd. Ar fi interesant să mai facem un custom map, pentru că am văzut că vă plac custom map-urile, deci mai ales episodul acela cu viața unui stone block, v-a făcut foarte mult, are cele mai multe vizionări și like-uri de pe tot canalul și apreciez. Așa. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dacă noi luăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 și avem 9, e, avem pentru o zi, două. Dar cam asta să fie mâncarea pentru noi până ne facem stocul de pâine. Dar nu vă gândiți că o să transformăm în pâine acum. Ce să mai facem, ce să mai zicem? Păi, nu prea mi-am făcut eu o listă cu ce ar trebui să facem, adică nu prea știu ce am putea face, dar pentru episodul viitor cu Slayer o să fac o listă cu ce am putea face și cu ce trebuie să facem, dar ai venit și în sfârșit și pe la mine, dar cum ai venit? Asta vreau să te întreb. Cum ai venit? Vin și mie. Ceva... Da, stai, boss, stai. Ho, boss. Dar du-te, da, asta vreau să zic. Asta vreau să zic, vezi? Ești tu băiat de ăștia. Așa, perfect. Îmi dai timp să te miște, doar... Ok, doar poți să te oprești, te rog, pentru Doamne ferește. Așa. No, no, no. Ok, omul ăsta îmi dă bătăi de cap. În sfârșit. Ok. Nu fac așa. Ok, o să fac un ceva din mini de dirt. Ca să știu că e aici, oricum îl aud, dar ca să fiu sigur că nu-l pierd undeva pe aici și sunt alpacaurile afară. Așa. Să vedem. Bine că a venit ăsta, avem două thumbnail-uri acum. Dar nu țin minte să ne fi dus prin toate alea. Cred că mai era un chest care nu a fost descoperit de noi. Dar acum o să ne ducem și o să verificăm tot. Să fim siguri că nu mai există nimic. Oh, glow. Glowing. Cred că erau niște squid-uri și cred că au murit de jos de acolo și au venit la suprafață astea. Cel mai probabil din revine-ul ăla de acolo. Ceva diamante. Păi când s-a adăugat revine-ul ăla sub apă, am văzut că se găsește destul de ușor diamante, dar asta depinde. Da, aici l-am luat. Acolo l-am luat. Și înseamnă că mai este doar aici de luat și îl văd acolo. Hai ne pregătim pietrexul. Oh. Hei!
Dar câte ai fratele mele? Mamă, da. Nu. Ok, suntem foarte lungi. Nu mă gândeam că o să dea așa de mult damage. Hai, frate, mănâncă. Nu știu ce se mai întâmplă chestiile astea, toate suntem pe single player. Băi, treasure map-ul. Pare că suntem destul de aproape, dar totuși așa de departe. Oh, delfin? Ah, m-a lăsat. Da, nu e aproape de... Bă, dacă aici e practic o insulă, da, eu cred că e destul de aproape să mergem în episodul viitor. Dar chiar vrea să fac chestii când ajungem acasă, ne facem un shield, dormi și vrea să vedem ce în cave-ul ăsta de jos de aici. Iar, frate, pentru că am văzut că erau foarte mulți mob pe acolo acum ceva vreme și nu țin minte să-i fie omorât. Auziți? Dar dacă toți sunteți aici, cei care vă uitați, să dați puțin înapoi. Să vă uitați dacă eu când am intrat pe ușa asta, să dați puțin înapoi, să vedeți dacă am intrat pe ușa asta, era cineva aici. Nu vreau să fac niște poveste sau ceva, dar am văzut ceva negru și nu sunt sigur. Probabil era un bug, dar doar să fie precaut. Așa. N-am chef acum să vină toți și toate. Așa. Ne mai luăm, de fapt, din chest. Oh, god, nu. O idee foarte proastă să se lași alea deschise. Să ne mai luăm un stick de aici. Și să dormim. Da, știu și de ce somn. Hai că dormim acum. Ok. Nu țin minte să fie... Da, nu țin minte să fie lăsat astea. Să vă uitați pe videoclipurile anterioare să vedeți dacă am lăsat diapul ăla. Eu nu țin minte, dar... I guess, probabil l-am ratat. Sper că l-am ratat sau probabil rămăsesem fără lemn. Ok, cave-ul ăsta pare o bună casă pentru mob și pentru mine ar fi fost o bună casă, dar noi nu facem altă casă acum. Vedem de câte filmăm de 13 minute aproape. Dar cred că v-am arătat destul de multe, cum o să le grăfim aia. Deocamdată o să continuăm în episoadele viitoare, deci dacă mai episoade cu slayerii, cu orice hartă custom, cu orice, și dacă vreți să-mi trimiteți în hartă custom, puteți să vă uitați în descrierea YouTube-ului meu și găsiți acolo, ăla are sabie de Eren, puteți găsiți acolo un Gmail și puteți să-mi trimiteți acolo. Dacă mai episoade, nu uitați să lăsați un like și subscribe și noi ne revedem în episodul viitor. Pa, pa!